Salut! Asta este primul video din o serie care vreau să o transform într-un videoblog. Fiindcă părerile exprimate pe audio-video sunt mult mai ok și merg mult mai bine decât cele scrise. Deoarece la ora actuală majoritatea oamenilor nu mai citesc decât titlurile articolelor. Foarte rar citesc articolul complet. Așa că am hotărât să share-uiesc informație sau să comentez diferite aspecte sau evenimente care au loc în lumea, hai să spunem, înconjurătoare. Deci înconjurătoare, fiindcă am să ating subiecte mai complexe și mai variate. Am să vorbesc despre arte marțiale foarte mult. Deci un domeniu pe care îl practic de peste 32 de ani și în care foarte mult am fost autodidact. Am învățat foarte mult. Pot să spun că a fost o meserie. La început a fost o pasiune, după aceea o meserie. Acum nu aș putea spune ce mai este, fiindcă îmi place să predau. Îmi place să lucrez cu oameni care înțeleg ceea ce predau eu și care văd că progresează. Poate asta este una dintre slăbiciunile mele. Și eu merg mai departe. Deci îmi place ceea ce fac și voi face în continuare chestia asta. Ce-i drept, e drept. Au fost și perioade în care nu mi-a plăcut ceea ce am făcut. Dar mi-am revenit. Și acum îmi place din nou ceea ce fac și ceea ce predau. Fiindcă e ca o gură de aer proaspăt. Astăzi, în primul meu videoblog, am să comentez un aspect pe care îl vehiculează foarte mulți, acela de maestru. De fapt, un termen, da, termenul de maestru. Cuvântul maestru poate fi privit din diferite unghiuri. Conform etimologiei, maestrul ți este cineva care te învață ceva. Da? Deci te învață. Poate să-ți fii un dascăl de la școală care te învață primele litere sau, nu știu, matricele. Poate să-ți fii un personaj care te învață, nu știu, să pictezi, să sculptezi. Sau poate să fii ceea ce se numește mentor. Mentor e un termen un pic mai specific, fiindcă se referă la un personaj pe care îl urmezi în învățătură. E mai mult legat de dezvoltare personală și de spiritualitate. Fiindcă un mentor te duce dincolo de a te învăța o meserie. Deci un maestru poate să te înveți o meserie. Și poate să fii maestru cizmar, da? Maestru cizmar care te învață cum se repară cizmele sau se fac papuci. Așa. Ei, un mentor nu. Un mentor, pe un mentor, în primul și în primul rând, pe lângă învățătura care ți-o dă, îl și copii. Îl copii la comportament, îl copii special la partea morală, partea de virtute, fiindcă un mentor în special, chestia de mentorat se referă foarte mult la partea moral, spirituală și mai puțin, să zicem așa, la partea de cunoaștere. Deci mentor este mult mai mult decât, hai să spunem, un maestru. Tot conform etimologie, maestru poate să fie un artist, un om care a ajuns la o virtuozitate nemaipomenită în arta sa, da, un violonist de prestigiu, un actor, un
sculptor, un pictor, da? El este un maestru, fiindcă el ceea ce face, face desăvârșit, face perfect. Da? Din păcate, în domeniul artelor marțiale am putea să vorbim despre primul termen, deci că maestru ți este oricine, te învață absolut orice. Fie că e centura galbenă care când ai pășit în sală l-a pus senseiul să-ți arate uițuchi, gheacuțuchi, fie că e chiar senseiul, indiferent cum ar fi el, el ți este un maestru. Deci, indiferent cum ar fi din orice punct de vedere, el ți este un maestru. Este maestru tău care te învață în momentul respectiv o cale. În altă ordine de idei, este și acea înțelegere a cuvântului maestru, fiindcă, vedeți, e un concept complex. Este un concept foarte complex, poate fi abordat din multe unghiuri. Unul dintre unghiurile la care mulți se referă este acel concept spiritual de maestru, care are trei componente foarte importante. Deci, fără cele trei componente, fără cei trei stâlpi, da? Arată așa ca un scaun cu trei stâlpi. Da? Nu se poate. Deci este unul, stâlpul cunoașterii, doi, stâlpul moralului și a virtuții și trei, stâlpul stabilității mentale-emoționale. Și o să luăm cu ultimul, da? Stabilitatea mentale-emoțională. Nu poți fi maestru dacă ești nebun. Deci dacă tu ești schizofrenic sau mai știu ce, ai boli mentale, nu poți fi un maestru, fiindcă ghici ce, tu având o cunoaștere foarte mare, o forță, o putere energetică foarte mare, în momentul în care ți se schimbă stările psihice, poți să distrugi oameni, poți să distrugi orice, deci poți să distrugi și ești periculos. Deci, în niciun caz nu ești maestru în cazul ăsta. Deci sunt oameni care când se înfurie, îi scoboară pata neagră sau mai știu ce alte de astea, cu sângele pe ochi, și poate să omoare oameni. Da? Mă refer la cei din arte marțiale. Deci pot efectiv să omoare oameni când se enervează de genul ăsta. Și atunci, cu un asemenea om, este foarte periculos să ai de-a face, fiindcă având puterea fizică și puterea cunoașterii tehnicii, pot să omoare. S-au întâmplat cazuri, deci s-au întâmplat, nu sunt... Deci, al doilea, la virtute. Virtuțele de bază sunt cinstea. Bun, acum nu interpretați chestia aia că domnule trebuie să fii sărac și cinstit. Nu. Munca ta trebuie să fie recompensată în mod cinstit și este foarte cinstit să câștigi și tu din munca ta și din ideile tale. Că la România, acum să facem o mică paranteză, nu se pare cinstit ca cineva să câștigi mai mult decât ei, partea a doua. Fiindcă la noi în țară în loc omul să îngrijească de căprile lui, așa, prefer să lasă să moară de foamea lui, dar să uite urât și să încerce să o otrăvească capra vecinului. Și în timp ce încearcă să o otrăvească capra vecinului, căprile lui mor de foame. Cam așa e românul. Adică, doar să nu am eu, dar să nu aibă nici el. Ei, mentalitatea asta proprie cu poporul român nu prea se găsește prin altă părți. Și ghiți ce? Dacă judeci așa sau dacă gândești așa, nu ești un maestru. Da. Aici la virtute sunt multe. Nu interpretați să schimb virtutea din punct de vedere, fiindcă mulți leagă virtutea din partea sexuală. Nu, n-are treabă. N-are treabă cu partea sexuală. Bine, evident. Nu trebuie să fii un pervers sexual să, nu știu, să agresezi copiii sau mai știu ce alte nebunii. Dar am auzit, de exemplu, sintagma că X nu este un maestru fiindcă este un fustangiu. Ok, bun. Și dacă era gay, era maestru?
Surprise! Da. La noi tot așa. Deci la noi se leagă foarte multe chestii vis-a-vis de virtute de partea de sex. Dar nu avem treabă cu sexul, avem treabă cu cinstea, da? Cu sinceritatea, cu franchețea, cu lipsa de ipocrizie, da? Cu dorința de a nu vătăma pe celălalt, bineînțeles, dacă nu, celălalt e ok, adică dacă nu are bubiți la creier și încearcă să vătăme alți oameni sau pe cel care despre care vorbim, maestru. Și nu vreau să vorbesc despre ideea de caracter, fiindcă ideea de caracter a fost dusă foarte mult în derizoriu, mai ales la noi, sunt foarte mulți care lipsește crâncen și foarte vizibil acest caracter, nu mai în arti marțiale, ci în general în societatea românească și care clamează foarte tare ideea că ei sunt plini de caracter ca, nu știu, cu ce să compar ca să fie totuși elegant, așa. Sau aici să fac o paranteză vis-a-vis de cum clamează mulți dintre cei care fac arte marțiale că noi construim caractere. Nu, nu domnilor și doamnelor și domnișoarelor. Noi nu construim caractere. E greșit spus. Noi ajutăm la creșterea celor care ne vin la sală. În sensul că, dacă sunt copii, le dezvoltăm anumite capacități și abilități care să poată să meargă în viață. Îi învățăm să gândim. Ei au să aleagă după aia, cum ați ales și voi de altfel, dacă să meargă pe o cale bună sau să meargă pe o cale greșită. Aici voi nu puteți construi nimic și nici nu. Chestia cu construirea caracterului e o mare minciună și o mare păcăleală a multora, care prinde la public foarte mult, dar publicul nu știe în ce la caracter. Credi că e ceva ce... Wow, construim caracter. Nu, e bullshit. Deci e bullshit ideea în sine de a construi caracter. Da, poate în China, în regimul comunist, așa, aia construiesc, te iau de vizitel cu bastonul în cap, așa, și vei deveni pe anumite linii. Nu. Ideea este că tu ai opțiunea când crești în decursul evoluției tale ca om să alegi dacă să ai un caracter bun sau să ai un caracter nașpa. Și asta ține de conștiința ta. Dezvoltarea conștiinței nu prea se face în sală, ba, se poate cumva să dăm niște nuanțe, dar în 2 ore pe săptămână, dezvoltarea conștiinței se face mai mult acasă, se numește 7 ani de acasă. Înțeles? Ok, trecem mai departe. Numărul 3. Cunoașterea. Cunoașterea. Cunoașterea e un domeniu foarte vast și un stâlp foarte dificil de construit, fiindcă cuprinde atât cunoașterea tehnică din artele marțiale, cunoașterea teoretică, foarte importantă, și cunoașterea practică. Adică, sunt oameni care știu cum se face și pot să le arate celorlalți cum se face, astfel încât și ceilalți să facă la fel cum au făcut cei care le-au arătat. Asta se numește că ești un bun pedagog sau că ai o școală bună de pedagogie și transmiterea informației este ușoară și facilă. Poate să fie unul care demonstrează foarte bine. Iar ceilalți încearcă să iei după el. El nu explică foarte bine, dar demonstrează foarte bine. Ceilalți încearcă să iei după el, poate să-l ajungă, poate să nu-l ajungă. Sunt mai puține șanse decât la primul, da, să devină cineva egalul sau oricum la performanța la care a ajuns
învățătorul. Dar se poate să ajungă. Ăștia sunt. Iarăși, nu au poate o bună pedagogie, dar o bună practică. Și mai sunt alții care și explică și știu de ce se face una sau alta și care sunt, hai să spunem, elementele care stau în spatele unui procedeu tehnic, a unei tactici, a unui schimb de antrenament, da? Și aia sunt cu adevărat, aia face parte din maestrii. Deci, aceia care nu numai demonstrează, fiindcă ca profesor, ca antrenor, nu trebuie să fii în fața tuturor și să mor ca samurai în Ghedan Barai. E o mare prostie care s-a perpetuat la noi, așa, știi? Senseiul trebuie să fii indiferent, așa, trebuie să stai acolo în Ghedan Barai și să fii cel mai tare din parcare și să-i bată pe toți. Indiferent care are 80 de ani, 70 de infarcturi, gută, artroză și deschizie biliară. Habar nu-mi mai spun. Așa. E greșit. E greșit total, fiindcă poate să fie cineva care să știe cum să te antreneze, fiindcă el a trecut prin etapele alea. Și știi cum să te antrenezi. Și poate să stai frumos pe un scaun și să spună, fă, aia, 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 dar alea reprezintă punctele valabile prin care tu ajungi la maestrie. Fiindcă, în definitiv, și la urma urmei, pe tine, ca practicant, te interesează evoluția ta. Și ca practicant, și ca virgulă karateca, și ca om, și ca din toate punctele de vedere, evoluția ta te interesează. Nu te interesează evoluția mea, sau a lui, sau a lui, sau a lui. Da, te interesează evoluția ta. Și dacă te interesează evoluția ta, trebuie să te duci la acel om care te poate duce din punctul A în punctul B și care m-a dus și pe alții. Fiindcă te vezi și bă, cum are cineva, a, uite ăla, uite ăla, aha. Ok. Și ca să vă mai. Apropo de asta cu antrenoratul, fiindcă la noi în România este o concepție extrem de greșită referitor la arte marțiale. Dar antrenorul este cel care te duce pe cale, este degetul care arată luna, așa cum spunea Bruce Lee. Nu este luna, nu este calea către luna, este degetul care îți arată luna. El îți explică un procedeu, tu îți dă să-l faci, el poate să pleci de acolo, să duc liniștit, să-ți bei o cafea. Tu ești datoria ta să exersezi. El trebuie să facă cu tine. El a făcut, poate. Sau poate nu a făcut. Dar are capabilitatea să te ducă pe tine din punctul A în punctul B. What the problem? Așa. Tot aici avem cunoaștere, asta o spun din cauza că foarte mulți mi s-au reproșat de-a lungul timpului. Eu am avut și când eram în vârf de formă, nu făceam toate antrenamentele de față cu elevii. Din mai multe motive, în primul și în primul rând, că unele antrenamente care erau extreme și care erau destul de și sunt foarte periculoase pentru sănătate sau pentru puteai să și mori. Și n-am să vă dau exemplu, tocmai ca să nu vă dau idei. Dar de multe ori făceam astfel de antrenamente și era toxic să faci așa ceva de față cu alții, fiindcă puteau să te imite, să încerci să te imite. Și imitându-te neautorizat și nesupravegheat, puteau să dea kicks, da, și să moară sau să aibă leziuni foarte grave. Și din cauza asta, foarte multe dintre exerciții sau foarte multe dintre ceea ce făceam eu acasă sau individual, teren de pe dealul Cetățuia sau de pe Galata, nu făceam de față cu elevii.
Și am fost acuzat de foarte multe ori că, domnule, cum atare nu te mișc, că nu știu ce, că ce fel de sensei ești tu, că nu te mișc. Păi, eu sunt antrenor. Punct. Antrenorul antrenează. Nu antrenorul se antrenează. Practicantul se antrenează. Antrenorul îl antrenează. De asta e antrenor. De-aia îi plătești ca să fii antrenor. Nu? Altfel, hai să ne strângem toți, cum fac ăștia cu alergarea, da? Să strângem toți o gașcă și hai să alergăm de aici până, nu știu, în satul următor. Și facem toți o alergare, ne simtem bine, bem și o bere la sfârșit și cu asta basta. Da, dar antrenorul îți explică procedeul. Te pune să-l faci și te corectează. Este foarte important să te corecteze. Este foarte important să fii corectat. Fiindcă dacă nu ești corectat și nu te corectezi tu însuți, conform explicațiile antrenorului, nu poți progresa, nu poți învăța meseria aia care... Da. Ok, să trecem mai departe. O altă parte a stâlpului ăsta a cunoașterii este cunoașterea teoretică. Cunoașterea teoretică presupune nu atât să știi exercițiile foarte bine, ci să știi de ce le faci. Să înțelegi motivația profundă din spatele exercițiului. Unul dintre subiectele viitoare o să fie despre cum se face încălzirea în artele marțiale din România. Care mulți o fac total iurea. Și de ce o fac așa? Da, deocamdată gata cu spoiler. Deci trebuie să știi cum se face, de ce se face și pentru ce se face respectiva chestie. Ca antrenor, ca sensei, ca maestru. Da, fiindcă vorbeam despre maestru, și despre cei trei stâlpi ai mai maestrii. Așa că, uitați-vă bine, recomandarea mea este uitați-vă bine la cei care vă antrenează sau antrenează copiii dumneavoastră sau whatever, sau dacă vreți să alegeți un antrenor și încercați să vedeți nu imaginea, fiindcă nu imaginea, foarte mult arată foarte mișto, așa, subțirei, brunețe, kimono negru, emblem 50, zvorbește numai. Deci nu vreau să fac vreo aluzie la cineva anume, nu. Deci e un termen generic. Poate fi negru sau un alb sau un albastru sau un verde, kimono, whatever. Nu contează, dar îl vezi așa și îți vorbește în... Nu. Vezi-l la treabă. Vezi cum pune problema. Uită-te și întreabă. De ce faceți exercițiul ăla? Care este motivația? Și pentru ce îl faceți? Și vedeți ce vă răspunde. Dacă vă spune ceva de genul, ia vină tu și practică și după aia să înțelegi tu după ani de zile, mergi la altă sală. Atât am vrut să vă spun. Vă pup și ne întâlnim la următorul video. Bye, bye!